Peștera Emil Racoviț este puțin cunoscută în Republica Moldova. Această perlă, pot să zic, universală, pentru că este una dintre cele mai mari peșteri din lume, este necunoscută pentru cetățenii Republicii Moldova, pe simplu motiv că aceasta este conservată, este inaccesibilă și, din păcate, nici în perioada sovietică și nici în perioada de după Revoluție încoace nu s-au găsit determinare, inclusiv politică și financiară, pentru ca acest obiectiv conservat până la această etapă să fie deschis publicului larg. Cu noi, la Ministerul Mediului, considerăm acest obiectiv foarte important pentru patrimoniul Republicii Moldova și suntem determinați ca în cel mai scurt timp, până la Revelion, să avem deja un plan de acțiuni pentru această peșteră. În primul rând, aceasta trebuie cartografiată. Într-al doilea rând, trebuie să invităm și specialiști, cel mai probabil specialiști de la București, care vor studia și alte interconexiuni ale acestei peșteri, inclusiv zona de sub satul Criva, pentru că avem acolo surpări, avem acolo anumite mișcări care ne indică foarte clar că ar putea exista o extensie sau o parte a acestei peșteri nedescoperite până acum de sub localitatea Criva. Există foarte multă muncă de cercetare care trebuie făcut și trebuie să creăm posibilitatea prin diferite instrumente și platforme oamenilor de știință ca aceștia să-și spună cuvântul, până când să intervină proiectări, până când să intervină acolo forări, deschiderea unei noi guri sau unei guri de acces, păstrând-o pe aceasta de avarie, pe care există acum și care mulțumim celor care îngrijesc de acest patrimoniu carstic. Sunt absolut sigur că există resurse interne în Republica Moldova, astfel încât aceasta să fie deschisă publicului larg, iar cetățenii din Republica Moldova, dar și turiști din străinătate, să poată vizita una din puținele din lume de acest gen și de astfel de gabarituri, pentru că cele mai multe în lume, cunoscute inclusiv cetățenilor din Republica Moldova, sunt de calcar. Aceasta este destul de spectaculoasă, așa cum am citit-o eu în calitate de ministru din materialele care mi-au fost puse la dispoziție. Personal am intenția să mă deplasez în acest loc, să iau cunoștință cu starea acesteia, cu specialiști împreună, astfel încât să putem face un plan de acțiuni prin care aceasta să poată pas cu pas să fie pusă în funcțiune. Desigur că trebuie să existe o interacțiune foarte clară între Ministerul Mediului, între mediul academic, științific, între societatea civilă, între administrația publică locală din nivelul 2 și din nivelul 1, vorbesc de localitatea Criva, și sunt absolut sigur că într-o interconexiune acestor actori implicați și interesați va fi posibil ca să deschidem un circuit turistic până acolo, pentru că aceasta implică nu doar lucrări care trebuie făcute la peșteră, dar și continuarea drumurilor de acces și a infrastructurii turistice, așa cum este ea în toată lumea. Spuneam, suntem determinați, există și surse identificate în acest sens pentru care am putea să aplicăm, fie că este vorba despre surse transfrontaliere pe proiectele cu Ucraina și România, surse interne din Republica Moldova. Să fie foarte clar, aceasta nu este o lucrare de o lună, probabil nici de un an și probabil nici de doi, până în momentul în care foarte fundamentat, științific, pentru că este mult mai delicat decât credem, pentru că galeriile cele mai mari ale acestei peșteri pleacă în Ucraina. Sunt lucrări care trebuie făcute în zona de frontieră și respectiv trebuie să ne asigurăm că respectăm toate rigorile în acest sens.